V-am obișnuit cu cele mai interesante și de actualitate știri din Brașov, din celelalte județe ale țării, dar și de pe întreg mapamondul. Ore în șir de muncă de teren, de birou, dar și emisiuni de impact cu invitați cheie. Deși perioada în care ne aflăm este una neobișnuită, care ne obligă să ne adaptăm în mod obiectiv unor condiții impuse, rămânem aproape de voi și vă transmitem cele mai importante știri și evenimente. Astăzi, echipa Brașov TV vă propune o experiență inedită. Ne-am reunit în mediul online, dar nu în redacție. Ca și voi, și noi stăm acasă. Vrem să vă spunem ce face fiecare dintre noi, dar așteptăm să aflăm desigur ce face fiecare dintre voi. În continuare, echipa Brașov TV se află în mijlocul celor mai importante evenimente ce se petrec în orașul nostru. Bogdan, ce faci în teren? Spune-ne ce ai găsit pe acolo. Da, bună ziua! După cum spuneam și mai înainte, mă aflu pe calea București, la intersecția cu Toamnei și Zizinului, bine cunoscută brașovenilor, intersecția 3 alimentare. Aici forțe ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale, prin Poliția Militară, efectuează controle. Îi verifică pe cetățenii Brașovului dacă dețin declarații pe propria răspundere și adeverință de la servici, dacă este cazul. Până în momentul de față nu a fost sancționat niciun cetățean, fapt pentru care că brașovenii circulă responsabil pe străzile Brașovului. Pe zi ce trece, site-ul brașovtv.com câștigă tot mai mulți cititori, iar pentru asta vă suntem recunoscători. Este important să le mulțumim brașovenilor pentru că sunt alături de noi și că ne urmăresc într-un număr atât de mare, chiar dacă nu am mai fost prezenți atât de mult fizic în teren. Și contează foarte mult susținerea lor și faptul că ne citesc știrile zi de zi. De săptămâna viitoare vom fi și mai aproape de voi prin intermediul social media. Vom fi live pe pagina noastră de Facebook, brașovtv.com, ori de câte ori va fi nevoie. Așteptăm mesajele voastre și la adresa de e-mail contact@brasovtv.com, dar ne găsiți și la numărul nostru de telefon 0368 800 381.